Distracția este la ea acasă, în casa sa și la aceste ore. Ringul de dans este destul de plin. Staful le-a dat și imagini cu ei în plasmă, se văd dansând și stăteau cu toții cu fața la plasmă, mai transmiteau câte un pupic, dansau mai lasciv, mai mult fetele între ele. Ceea ce am observat a fost că în a doua parte a petrecerii Ștefan și Ionela au dansat mai mult decât de obicei unul lângă celălalt, nu neapărat împreună, cât unul lângă celălalt. I-am văzut chiar și pe ringul de dans la un moment dat când se tot mutau. Pleca unul mai încolo, venea și celălalt după el, nu știu dacă are vreo semnătate sau nu, vedem, și ce am mai observat în seara aceasta, Mihai și Ana deloc, deloc nu au venit la dans. Tess și Robert sunt foarte bine, i-am văzut zâmbind, sărutându-se, dansând, la fel și Ramona cu Stelian. Și la Diana și Alex se vede că sunt bine.